toți bărbații din juriu au simțit. Wow! Bună seara! Bună seara! Ulu! Ce voce! Nu te cred! Câți ani ai? Am 16 ani. Bă! Nu cred! Nu cred așa ceva! Dar trageți cortina, că nu vine să cred! Vreau să vă treaba 3, asta! 2, 1, 5! Uai de capul meu! Zi-mă! Așa... Eu sunt șocat, mă! Deci nu-mi vine să cred că m-ați întors. Tu nu realizezi ce ai făcut pe scena asta. Ai cântat-o impecabil, inclusiv buiurile alea au fost toate, notă cu notă. Puțin, în punctul meu de vedere, puțin prea teatrală interpretarea. Dar uite cine s-a ridicat acolo. A fost foarte bine. Nu. Deci, stai un pic. Vreau să înțelegi. Eu, în momentul în care ai cântat prima frază muzicală, m-am întors. Așa? Da. După trei note, da. Buf! Adică pentru Smiley ai început cu un upercut. Exact așa a fost. Ai avut un adică ton în voce. Gen asta ar trebui să conteze pentru tine. Ar trebui să conteze. Mi-am dat seama după prima frază cât de bună ești. Serios? Eu m-am întors pentru că cumva mi s-a părut că e ceva care... N-are legătură cu vocea ta adevărată. Aș vrea să te aud cântând și altceva. Des fleurs de lys blanc sous un ciel bleu de cristal. Mamă! Piesa perfectă! En forme de toile, des érables couleurs d'une passion fatale. Je n'oublie rien. Je me... Vezi ce înseamnă ureche? Nice. Wow! Ești bucuria acestei seri. Bravo! Mulțumesc frumos! Sunt ușor surprins, parcă a fost unul percut la el, două croșee la mine, un cap în gură la despot și cam... Deocamdată ne revenim, lasă-ne să ne revenim puțin ca să scoatem și armele pe masă. Sunt revin și eu, de fapt. Nu, uite, o să zic direct ce simt. Sunt speriat de gândul că aș putea lucra cu tine. Atâta talent rar am văzut. Și nu mai zic de vârstă, deci așa ceva. În 6 sezoane n-am apăsat niciodată atât de repede un buton. Ai foarte mari șanse să câștigi Vocea României, indiferent de ce antrenor îți alegi. Eu știu piesa care te poate face câștigătoare la Vocea României. Da, pot să mă apăr puțin aici? Cred că la capitolul ăsta de a alege piese pentru concurenți, mă descurc foarte, 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 foarte bine. Ana, dacă nu vine echipa mea, eu plâng, sincer. Nu te simți obligată să faci alegeri din șantaj emoțional. Și eu aș putea să plâng mai repede, dar nu. În primul rând, eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că v-ați întors. Mulțumim și noi și că Lori Dani. Te spun că trebuie să aleg, da. Da. Deci... O să merg mai departe cu Smiley. Mă bucur nespus de tare să am o asemenea voce în echipă. Cred că are foarte mari șanse să ajungă Vocea României, pe bune. Mă bucur mult că am reușit să câștig lupta asta. Ana, bravo! Am știut că poți. Întotdeauna am știut că ești talentat. Băi, băi, băi!